experții avocatului poporului din Constanța au acordat audiențe cetățenilor din Megidia și Cernavodă. Deja obișnuiți cu aceste întâlniri, aceștia au reclamat abuzurile cu care s-au confruntat și au cerut lămuriri pentru a-și rezolva problemele. Șirul audiențelor la avocatul poporului a continuat la Megidia începând cu ora 9. Reprezentanții instituției au sosit din nou în localitate pentru a încerca să rezolve o parte din problemele cetățenilor. Petițiile megidienilor au vizat modul de aplicare a legilor proprietății. Printre problemele cu care au venit cetățenii din Cernavodă și Megidia în audiență s-au numărat cele referitoare la modul de aplicare a legilor proprietății în temeiul legii a unor sume de bani provenite de la stat. Problemele au fost diferite. În primul rând, revine în actualitate problema legată de reconstituirea dreptului de proprietate, deoarece petenții care s-au prezentat astăzi la noi se săturaseră să aștepte rezolvarea pe calea administrativă, adică de către primăria de care aparținea, au mers în instanța de judecată, cazurile au fost diferite. Deci, de aceea, deși problemele par într-un fel pentru cetățeni similare, ele nu sunt similare, pentru că ne aflăm în faze diferite ale procesului. Cetățenii pot solicita sprijinul avocatului poporului în mod gratuit, fără percepere de taxe. Reprezentanții avocatului poporului vor acorda audiențe în Megidia și Cernavodă și în lunile următoare.